a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase și iubite Părinte Stareț Dionisie, prea iubiți și preacuvioși părinți, preacuvioase maici, prea iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Vreau să citesc un verset din Romani, capitolul 6, sau chiar 2. Și cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului, căci cel ce a murit a fost curățit de păcat. Iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu el. Cuvântul ne arată atât de frumos fiecăruia dintre noi, căci trebuie să fie o moarte și o viață. Și așa precum grâul nu moare în pământ, nu poate să aducă viață. Și așa cum Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a murit și a înviat și a biruit odată pentru totdeauna pe diavol, moartea și păcatul. Și așa cum s-amintea de fratele anterior, căci crucea Domnului nostru Iisus Hristos a fost înfiptă în dealul căpățânii, unde era înmormântat Adam. Și dacă privim în toată pictura unde arată jertfa al Domnului nostru Iisus Hristos, sub cruce vedem căpățâna lui Adam. Dar mai mult de atât, crucea a fost înfiptă în inima diavolului. Pentru că în momentul când Domnul Iisus, în cele 7 cuvinte spuse de cruce, a fost un om săvârșitul s-a. Și în momentul când a spus săvârșitul s-a, s-a întunecat cerul, s-a rupt catapeteasma templului și s-a cutremurat pământul. A fost ultimele zvâcniri a celui rău. Și a fost biruit odată pentru totdeauna. Și Sfântul Apostol Pavel spune, unde ți este boldul moarte? Diavolul și moartea nu are nicio putere asupra omului care știe să moară și apoi să învieze. Cine știe să moară înainte de a muri, nu va mai muri când va muri. Cine știe să moară înainte de a muri, nu va mai muri când va muri. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că cine crede în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos nu va muri, ci va trece de la viață la viață pentru o vreme de adormire. Iar cine nu crede, a și fost judecat. Deci cine crede în jertfa Domnului Iisus nu va mai veni la judecată, ci va trece de la viață la viață. Iar cine n-a crezut, a și fost judecat. A și fost osândit încă de aici, de pe pământ. De aceea, lucrarea oastei Domnului mărturisește despre jertfa Domnului Iisus, despre această moarte din păcat. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, în Apostolul de astăzi, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El a murit față de lume. Și spune un alt verset, căci dacă am cu ce mă voi lăuda, mă voi lăuda cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, care a murit față de lume și am înviat pentru Hristos. Am murit față de lume și am înviat pentru Hristos. Se spune despre marele filozof Diogen că umbla în ziua amiază mare, când soarele era cel mai puternic, el umbla cu un felinar aprins. Și oamenii îl întrebau și spuneau, dar ce cauți? Caut un om, a răspuns cuviosul părinte. Caut un om. Și
Și frate Traian spune în una din versurile sale: tu n-ai putut să fii un sfânt și nici un geniu pe pământ. Că acestea cer un unic rost, dar om, de ce n-ai fost? Lumina Cuvântului Lui Dumnezeu ne luminează lăuntrul nostru a fiecăruia astăzi. Și lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul și n-au venit la lumină. De ce n-au venit la lumină oamenii? Ca să nu li se vădească faptele. Slăvit să fie Domnul! Noi astăzi am venit la lumină și vrem ca să ni se vădească faptele și să devenim oameni noi în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am ascultat o vorbire a Preacuviosului Părinte Dionisie și m-am simțit mustrat. Și mulțumesc. Amintea Părintele acolo și spunea poporului: câți preoți din fața bisericii și din mănăstirile noastre vă amintesc de nașterea din nou. Și am spus: Doamne, cât mare adevăr! De ce oare păstorii noștri din fața Sfântului Altar și deosebi preoții din mănăstiri nu amintesc poporului și oamenilor despre nașterea din nou? Pentru că își trebuie eu întâi să mă nasc din nou. Eu întâi să fiu lumină și apoi să arat oamenilor calea într-acolo. De aceea, vrem, nu vrem, fără naștere din nou, cu niciun chip nu vom vedea pe Dumnezeu. Fără a ne schimba viața noastră, așa cum spune Mântuitorul lui Nicodim, trebuie să te naști din nou. N-a spus dacă vrei, dacă nu vrei. A spus trebuie, Nicodim, să te naști din nou. Cum, Doamne? Eu, un bătrân, să mai intru în pânte cu mamei mele? Nu, Nicodim. Tu, un învățător al legii, tu care înveți pe oameni despre Dumnezeu și legile lui Moise, tu nu știi că trebuie să te naști din nou. Adevărat, adevărat îți spun că trebuie să te naști din nou. Nașterea din nou este grea. Nu este ușoară. Dar astăzi am vrea să înțelegem cât de puțin. Pentru că și timpul este scurt. Spune Sfântul Pavel un lucru și voi mai citi un verset. Omenește vorbesc pentru slăbiciunile trupului vostru. Căci precum ați făcut mădular de voastre roade ale necurăției și fără de legii. Adică mădularele noastre, cap, mână, picioare și toate acestea care Dumnezeu ne le-a lăsat. Roadele necurăției și fără de legii. Spre fără de lege, tot așa, faceți acum mădularele voastre roade dreptății spre sfințire. Cu același trup, cu același corp, cu aceleași mădulare, o altă viață, o altă trăire, o altă simțire, o altă dorință de a sluji lui Dumnezeu. Nașterea de sus este o lucrare a Duhului Sfânt. Nașterea din nou nu se poate cerceta, învăța, citi, studia. Nașterea din nou este simțită și trăită în viața noastră. Și astăzi am vrea fiecare dintre noi care suntem în locul acesta să mă întreb, să ne întrebăm: eu sunt născut din nou? Eu sunt născut din Dumnezeu? Mădularele mele, viața mea, trăirea mea, voința mea, sunt puse cu totul în slujba Domnului? Sau, așa cum s-a amintit, și așa, și așa.
Marte proroc Iosua spunea un cuvânt. Dacă nu vreți să slujiți Domnului, atunci slujiți cui vreți. Dar cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Prea iubiți frați și surori, prea iubiți părinți, toți care am ajuns la această sfântă mănăstire în Valea Teilor și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu astăzi și am venit cu frică și cu cutremur în locul acesta. Nimeni nu vom pleca din locul acesta așa cum am venit. Vom pleca ori mai bun, ori mai greu. Va depinde de noi, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, să ne punem un semn de întrebare. Ce suntem? De unde vin? Și unde mă duc? Căci precum nașterea din nou este un dar și un har de la Dumnezeu. Și Cuvântul Domnului spune căci cum nu știm de unde vine vântul și încotro merge, dar El își desăvârșește lucrarea. Și cum nu știm de unde vine roua, noaptea,